Susținerea opiniilor cu ajutorul argumentelor. O resursă pentru clasa a 5-a. O activitate joc despre modul cum reușim să ne susținem propriile opinii cu ajutorul argumentelor. Derularea activității. Fiecare elevă va primi un cartonaș, pe fiecare față fiind scrise cuvintele acord, respectiv dezacord. Profesorul citește pe rând afirmațiile următoare și invită elevii să își exprime acordul sau dezacordul, arătând fața cartonașului corespunzătoare opiniei. Oamenii cu dizabilități au mai multe drepturi decât alți oameni. Persoanele afroamericane sunt cei mai buni alergători. Elevii ar trebui să poarte uniformă. Părinții știu întotdeauna ce este mai bine pentru copiii lor. Afirmațiile pot fi adaptate în funcție de situațiile concrete de viață din școală, din comunitate sau în raport cu momentul din an. După fiecare afirmație citită, elevii se grupează în două echipe, cei care sunt de acord și cei care nu sunt de acord cu afirmația respectivă. Timp de 5 minute se consultă în interiorul echipei pentru a stabili cât mai multe argumente în favoarea opiniei exprimate. Argumentele pot fi prezentate de către membrii echipei ca într-o poveste. Fiecare elev spune câte un argument. Dacă activitatea se desfășoară sub forma unui concurs, atunci va câștiga echipa care exprimă cele mai multe argumente corelate cu afirmația dată. Pentru varietate, activitatea poate trece la nivelul următor, elevii putând schimba echipa după ce ascultă toate argumentele prezentate. În această situație, se impune o explicație din partea acestor elevi. Ce a determinat să-și schimbe opinia? O resursă în cadrul proiectului CRED.